Opa! Opa! Ce faci, mă? Iară stai? Nu, dar o leacă, am o pauză, atâta. Hai, muncești, că mai ai mult de muncit până să plătești datoriile. Da, da. Eu abia te-am primit în casă și tu gata stai? Gata, mă apuc imediat. Pe faza cu pierdutul calului și a tractorului și a banilor la poker, mă bucur că m-a primit în sfârșit acasă. La urmă, nu a fost așa de rău nici remorcuț, dar na, încă mai doar o leacă spatele. Mai faci și pretenții? Fii bucuros că l-am primit acasă, la câte prostii au făcut. Bă, mamă, dar știi ce vreau eu să zic, eh? Și vrei să zici, mulțumesc frumos că m-ai primit înapoi după câte prostii am făcut? Da, așa, asta, dar de fapt vreau să întreb ceva. Cum de m-ai primit înapoi după câte prostii am făcut? Și asta, într-adevăr, dar nu, altceva. Deși m-ai primit înapoi? Nu, măi, mamă, măi. Atunci și vrei, mă. Băi, mamică, știi ce mă gândeam eu cât timp am dormit acolo în remorcuță? Că așa, mă, când te gândești, că era liniște și frumos acum. Era într-adevăr, o leacă cam rece, s-a arat la spate, dar în rest foarte, a fost bine. Păi dacă ți-a plăcut așa de mult, puteai să mai stai o leacă. Să vezi ce idee deștepte să mai vine în mintea ta odihnită. Mă gândeam așa. Tu n-ai vrea să ai un nepoțel pe aici în ogradă? Ba da, mă, mi-ar plăce, dar tu nu ești în stare nici un tractor să păstrezi aici în ogradă, apoi un copil. Dacă faci copii, îi pierzi la poker, mă. Ei, cum îți pierd la poker? Dar la și la șeptica? Ei, dar nu, dar mă gândeam așa, că deja într-un fel parcă am și vârsta asta la care vrei urma, știi? Tu ai destui ani, dar n-ai destul în minte. Las, că asta vine cu timp. Da, când nu ți-o vine până acu de acu, nu cred că îți mai vine. Dar cum adică vrei urmaș? Păi da, așa niște copilași pe ei, prin o gradă, tu n-ai vrea nepoți. Și eu ar vrea să am un cal, un tractor, dar nu mi-o pierdut deșteptul la poker. Mă mic, eu știi că vorbesc serios, că parcă altfel îți vine mintea la cap, că dai cu chei. Dar bineînțeles, dacă ești prost, că n-ai nicio grijă, să vezi și deștept de bine dintr-o dată, când te strezăzi că ăla n-are și mânca. Direct un geniu ești. Asta e ca vorba aia cu băutura. Băutura nu te faci și prost, doar îți dă curajul ca să arăți cât de prost ești, de fapt. La fel și cu copil, nu te faci deștept, numai că n-ai timp să fii prost ca de obicei. Ce știi tu, mă, despre crescutul copiilor? Știu vreo două lucruri. Exact cum știi și despre poker. Și dacă copilul plânge și îi dai all-in, nici nu știi și vrea copilul. Dacă plânge că e foame, dacă plânge că e sete, dacă plânge că e caca. Păi, și mâncare, și somn, și caca, și are nevoie și să aleagă el. Dar tu și crezi, mă, că copilul e ca la bufetul suedez? Pui pe masă și alegi fiecare și vrea? Hai, băi, mămică, că n-are cum să fie așa, adică ne descurcăm noi. Cum adică ne descurcăm? Tu vrei copil și eu să mă descurc? Păi de ce are? Băi, eu am impresia că pe tine cam te-o tras curentul, e morcuță. Hai, lasă ideile proaste și dai drumul la treabă. Hai, mai repede, hai! Gata, bine, mă duc, da. Eu mi-am dat seama că mămica încă e supărată pe mine și o să fie în continuare până fac eu ceva ca să-i treacă. Și m-am gândit, bă, dacă eu oricum vreau copil, e vreo nepoți, lucrețea nu vreau să îngrași. Numai la fix, mi-a venit mie o idee tare bună. Uite, cine e acolo? E bunica. Ce faci, mămică? Ce faci, mă, și copilul ăsta? Tara, nepotul tău. Am eu? De la cine? E cum de la cine? De la mine. Cum să fie, mă, de la tine? Adică nu chiar de la mine, dar un fel de aproape de la mine. Ce vorbești, mă, acolo, mă? L-am adoptat. Ce-ai făcut, mă? Nu chiar l-am adoptat, dar un fel l-am adoptat. Adică un fel, da. Bă, tu cred că te-ai pălit la cap în remorc, că ai început să vorbești pe copaci. O știi pe Mihaela lui Valentina de la gârlă? Da, mi-l lasă mie, nu? Și, mă? De acum? E a nostru. Cum să și e a nostru, mă, dacă e copilul, mă? Să mută și el la noi, că o adoptăm și pe ea și pe el, nu? Mă, tu cred că te-ai lovit la cap, mă. Tu vrei să o adoptezi copilul și pe masa? Cam așa ceva. Acum zic drept, era bun tractorul, nu? Că acum m-au ajutat mai ușor să mute dacă aveam și tractorașul cu remorcuță, bam, nu? Da, măi, da. Și lucreția? Păi oricum zici că vrei copilul și nu vrei să îngrași? Numai ghine, nu? Da cum? Băi, tu mergi și duci copilul înapoi la masă, de unde l-ai luat, că eu nu vreau nipoți de ăștia. Băi, dar eu vreau nipoți, dacă nu o să-i faci tu, ca cui clar că nu știi. Cum să-l duc înapoi, nu vei simpatică, uite? Băi, el e simpatică, dar nu e a nostru și nici măsa nu poate să te iei aici. Păi de ce? Bă, dar tu ai uitat din Lucreția? Dar cum să te iei aici și Lucreția și Valentina? Păi ce are? Eu dacă știam că te tâmpești așa de la dornitul remorc, te-ar primeam în casă. Da, chiar o să Valentina, că vrea înghețată, că imite el și vrea înghețată, și dă niște bani să-i cumpăr, dai niște bani? Băi, îți dau. Dar nu mă duc înapoi și spui numai să că nu poți stai la noi. Dar nu pot, că am făcut contract de adopție cu copilul acum. E nostru și e și el. Și contract ai făcut, mă? Tu ești sănătos la cap. Păi așa se face, doar nu-l ia așa de capul tău. Nu, asta se numește răpiri. Du-te și anulează contractul, că dacă nu-ți trăpesc niște palmi, te adoptă somn. Păi și dacă nu pot să o conving? Atunci copilul și cu măsa o să doarmă la tine în cameră și tu unde morcuți. Am plecat. Hai să mergem înapoi la mama ta, că bunica nu prea. Când credem că nu mai poate să facă altă prostie, uite ce-a făcut.
mă, dar ce ai rezolvat? Mai nimic. Mi-a dat băscuța asta, în schimb. De ce? Că o zis că ei ar place o schimbare și că ar vrea în casă nouă. Mhm. Știi unde ți-i remorca? Mă, mic, și-am glumit. Ei nu ni lasă, nici și nu se mută aici. Am făcut o glumiță. Mi-a lăsat o oră să am grijă de el, că are treabă până în sat și am vrut să văd dacă îți place nepoți, dacă faci o glumiță, dacă râzi o leacă la glumă. Foarte bună glumă, foarte amuzant. Vasile, mai ai mult? Acum, mama, acum termin lemnile. Dar cine e acela? Vasile, nu mi-o copil adoptat. M-am gândit că dacă tot adoptăm, să ne adoptez și un copil mai cu minte, care muncește, care taie lemne, care să nu pierdă banii la poker, ca să nu facă glume proaste. Acum, na, eu dacă știu că tu faci o glumă, eu nu-i dădem camera ta lui ca să doarme. Auleu, păi gata, am venit, acum pot să-l trimit înapoi, gata, că doar, na, uite, sunt aici, na, am făcut o glumă. Păi nu pot că am făcut contract de adopție, că altfel să nu-mi ești răpire. Eu acum n-am ce să-ți fac. Plus că el are și tractor, ăsta e bun numai de munci și câmpul. Dacă vrei, poți să acăți și remorcuța la el, ca să dori drept, să nu mai dori în pantă. Și eu, într-un fel, vroiam să arăt mămica că se poate și mai rău. Și am realizat asta, dar când ziceam mai rău, pentru ea, nu pentru mine. Din păcate, încă vreo două săptămâni, tot în remorcuță dorme acum. Dacă tot ne-am apucat să adoptăm, și eu pot să adopt. Dar e frumos așa, cu nepoți prin curte. Păcat că nu s-a mii și că taxă, trebuie doar în remorc. Hai la remorcuț. Să-mi fac pat.